Elevii care în 2019 vor intra în clasa A5 a 5-a vor fi pregătiți pentru a susține un alt fel de bacalaureat. Este vorba despre un examen interdisciplinar ce cuprinde mai multe materii din aria curriculară, astfel că și metoda de predare va fi una diferită. Metoda interdisciplinară de predare a fost introdusă pentru prima dată în sistemul românesc de educație în anul școlar 2013-2014 pentru ciclul primar, urmând ca ea să fie extinsă în anii următori și la celelalte cicluri de studii. Elevii care sunt acum care vor intra în clasa 5 a peste 2 ani, deci în 2019, ei vor beneficia de un bac interdisciplinar cu probe care implică o cunoaștere, spre noi, într-un cross-curricular, astfel încât și tocmai de aceea trebuie ca și activitatea la clasă, de la 5 la 8, apoi de la a 9 la 12, să fie gândită, proiectată și uh, realizată în ideea în care urmează să se facă subiectele de bacalaureat. Spre exemplu, dacă până acum elevii puteau alege o singură materie dintre chimie, fizică și biologie la care să susțină examen, în curând aceștia vor avea un subiect care să cuprindă toate cele trei materii menționate.